Vampirii sunt ființe mitice care trăiesc hrănindu-se cu sângele celor vii. Aceste entități au devenit foarte populare în Europa de vest, în secolul al XVIII-lea, în urma unei credințe populare preexistente în Balcani și Europa de Est, care a dus la unele cazuri de isterie în masă. Povestea lui Vlad Țepeș, care a servit ca inspirație pentru poveștile clasice cu Dracula, l-au făcut probabil cel mai realist vampir din istorie. Dar acesta nu este singurul exemplu de vampir din istorie. De fapt, cazurile pe care vi le voi prezenta sunt chiar mai neliniștitoare decât poveștile de ficțiune. Peter Curtin a fost un criminal în serie din Germania, cunoscut inițial ca monstrul din Düsseldorf, despre care se constată că a ucis mai mult de 9 persoane, victimele fiind în special fetițele mici sau femeile mature. Metodele sale au variat, de la strangulare, la înjunghiere și chiar la uciderea cu un ciocan. Motivul principal din spatele crimelor era sexul. Obișnuia să-și răpească victimele, iar numărul femeilor pe care le-a abuzat e încă necunoscut. A primit ulterior porecla de vampirul din Düsseldorf, pentru că s-a constatat că a băut sângele câtorva dintre victime. În 1931 a fost executat prin ghilotinare, iar ultimele sale cuvinte au fost: "Călăule, după ce îmi vei tăia capul, voi mai fi în stare să aud, măcar pentru un moment, sângele țâșnind din gâtul meu. Asta ar fi plăcerea plăcerilor mele." Petra Blagojevski a murit în 1725 și a fost un țăran din satul Chișilova, din Serbia. La 8 zile după moartea sa, 9 sătene au murit brusc. Pe patul de moarte, fiecare a spus că a fost vizitat și înjunghiat de Petar. Soția acestuia l-a văzut și într-o noapte venind acasă pentru a-i cere pantofii, după care s-a mutat într-un alt sat. În altă seară, Blagojevski a ieșit din mormânt și s-a dus la fiul său, cerându-i de mâncare. Fiul, speriat, l-a refuzat, iar Petar l-a omorât cu brutalitate și a băut sângele. Panicați, sătenii s-au dus la mormântul său, unde au văzut că semnele vampirești existau din plin. Pielea i-a căzut pentru ca o altă să ia locul. I-a crescut o barbă și avea sânge la gură. Sătenii au străpuns pieptul cu un țăruș din lemn, iar astfel coșmarul s-a încheiat. O întâmplare care a avut loc în același an cu un alt om din Serbia, anume un soldat numit Arnold Paul, care a murit în 1725. La scurt timp după, 4 persoane au spus că erau bântuiți de el. Arnold a mai ucis 9 persoane din satul natal. Când sătenii au deschis mormântul, i-au găsit corpul nedescompus, iar gura îi mustea de sânge proaspăt. De asemenea, și sicriul său era plin de sânge, iar pielea cea veche a dispărut pentru a-i apărea alta nouă. Trupul său a fost ars, iar victimele acestuia i s-a dat aceeași procedură, de frică să nu devină și ei strigoi. Jure Grando a trăit în secolul al XVII-lea în Kringa, un oraș mic din Croația. După moartea sa, în 1656, și-a petrecut următorii 16 ani terorizând satul natal. Odată cu lăsarea nopții, el își făcea apariția pe străzi și bătea la ușile oamenilor. La scurt timp, locatarii caselor mureau. Sătenii încercau să-l ucidă cu un țăruș, dar n-au reușit nici măcar să-l zgârie. Crucile și ritualurile de exorcizare, de asemenea, nu aveau niciun efect. Când sătenii l-au dezgropat, au văzut că trupul acestuia era încă intact și zâmbea. Corpul mortului a fost tăiat, iar apoi ars. După aceea, vizitele lui Jure s-au oprit. În România deja avem pe Vlad Țepeș și Ion Râmaru,
Dar acum avem un caz mult mai diferit, care a avut loc după anul 2000, când în 2004 Petre Toma a decedat la vârsta de 67 de ani. La scurt timp după aceea, întreaga sa familie a început să se simtă slăbită, unii abia mai putând să se ridice din pat. Un vecin l-a văzut pe Petre ieșind din casă noaptea, iar rudele aveau coșmaruri cu mortul. Cumnatul lui Petre, Gheorghe Marinescu, a trimis 4 bărbați în căutarea corpului lui Petre. Bărbatul a spus: când am deschis sicriul, brațele sale nu erau pe piept, așa cum le-am lăsat, ci erau pe margine. Capul lui era așezat pe o parte, iar buzele erau colorate cu sânge uscat. După desfumare, i-au deschis pieptul și au scos inima. Inima era plină de sânge proaspăt, a spus Marinescu. Corpul său era relaxat și l-am auzit suspinând. Inima i-a fost apoi incendiată, iar rămășițele i-au fost aruncate în apă.